Era necesară întâlnirea de astăzi, datorită unei zvonistici care a apărut în media locală și datorită unor discuții pe care le considerăm ireale și neadevărate. Subiectul întâlnirii este situația reală a Spitalului Municipal Câmpia Turzii, situație care în urma unei hotărâri a Ministrului Sănătății îl include pe lista spitalelor care vor fi comasate, restructurate. Acest fenomen se datorește unei hotărâri de a restructura întregul sistem de spitalicesc al României și din cele 435 de spitale existente, 182 vor intra în sistem de restructurare. Se propune că datorită așezării geografice și apropierii de municipiul Turda, Câmpia Turzii se comaseze cu acest spital, urmând ca calitatea actului medical și calitatea actului managerial să devină mai performantă în urma acestei comasări. Justificarea gestului nu este neapărat una economică, ci mai mult una medicală și cei care propun această comasare, v-am spus, garantează creșterea serviciilor adresate populației. În acest context am considerat să informăm cetățenii din Câmpia Turzii despre realitatea adevărată în acest moment, să le spunem că încă soarta spitalului din Câmpia Turzii nu a fost pecetluită, că chiar dacă ea se va îndrepta spre o fuzionare cu Turda, spitalul își va desfășura în continuare activitatea, că secțiile vor rămâne toate funcționale, că medicii vor fi în continuare cetățenilor din Câmpia Turzii. Deci vom avea în continuare spital în Câmpia Turzii. Considerăm că lucrul cel mai de preț este sănătatea omului. Aș dori să specificați și vă rog să o faceți cât mai exact faptul că ceea ce v-am spus până acum este realitatea adevărată, o realitate a cărei componente lansate pe piața media au fost eronat interpretate și vă rog să ne credeți că efectiv ne doare faptul că atunci când este vorba de sănătatea omului și de viitorul nostru ca municipiu, politizăm și acest aspect. Mi se pare ne la locul lui gestul și de aceea am ținut în mod cât mai real să vă prezentăm evenimentele așa cum s-au derulat până acum. În speranța că vom obține din intervențiile făcute la toate nivelurile, inclusiv la ministru, ca situația de astăzi să nu se modifice, eu rog cetățenii să înțeleagă că administrația pe care au ales-o se va ocupa tot timpul de interesele lor și lucrurile se vor derula așa cum își doresc deși. Eu aș dori ca actul medical în sine să vi-l explice domnul Vedeanu și cum vede dânsul derularea acestor modificări, rog să le acceptați și dumneavoastră. Vă mulțumesc! Spitalul Municipal Câmpia Turzii funcționează de 184 ori, având secții de interne, chirurgie, ginecologie și pediatrie, plus un centru de dializă cu 8 aparate. Este un spital care în ultimii ani a fost modernizat, se lucrează în continuare la acapararea de noi tehnici, aparatură nouă, atât pe laborator, cât și pe secții. Un spital care în ultimul an a adus un management de un altă calitate, ca dovadă că spitalul a terminat anul 2010 fără nicio datorie. Avem o infrastructură pusă la punct. Există certificare ISO obținută în decembrie 2010, valabilă pe 3 ani de zile. Puține spitale din județ au așa ceva.
Deci suntem un spital pe care nu văd cum l-am pierde. Pentru că avem un consiliu local, avem un primar, avem un viceprimar care atâta timp cât există, eu sunt ferm convins că spitalul Câmpia Turzii va exista. Oamenii pot să se adreseze în continuare, ca și până acum, cu încredere medicilor de la Câmpia Turzii, liniilor de gardă care există, linii de gardă de ginecologie, chirurgie internă și pediatrie, 24 de ore din 24, așa că zvonistica care a fost făcută de diferite partide de opoziție nu este adevărată. Spitalul din Câmpia Turzii va funcționa în continuare. Ceea ce se preconizează este unificarea managerială la nivelul spitalului din Turda și Câmpia Turzii. Probabil va fi manager din Turda, manager și directorul medical din Câmpia Turzii sau invers. Structura va rămâne aceeași, liniile de gardă vor funcționa, adresabilitatea va fi aceeași la, ca și până acum la spitalul din Câmpia Turzii. Încă o problemă care vreau să o remarc încă de la început, vreau să spun pentru cei care lucrează la spitalul Câmpia Turzii, vreau să subliniez că în urma comasărilor și ale profilurilor de spitale nu va exista personal medical disponibilizat. Să fie liniștiți că își vor păstra locurile de muncă. Probabil, în cadrul spitalului, deja eu am început la spitalul pe care îl să facem nu disponibilizări. Să aducem firme care se ocupe de anumite sectoare. Am început cu partea electrică, cu paza. Însă firmele care au venit au preluat personalul existent. Avem și o politică, după noua restructurare, de reducere a criteriilor de personal. Ceea ce contractăm de la casă trebuie să fie 70% maxim să fie criteriul de personal, însă noi am ajuns la ora actuală în jur de 55%. Deci suntem foarte bine cu criteriul de personal. Avem proiecte în derulare și sunt sigur că le vom rezolva atât cu ajutorul Consiliului de Administrație al Spitalului, cât și cu ajutorul domnului primar și al viceprimarului. Proiecte care prevede acumularea, achiziționarea de aparatură medicală. Am obținut un proiect pentru încălzirea pe menajere cu celule solare. Suntem în decurs, în curs de perfecționare a unui proiect tot de la Uniunea Europeană de achiziționare a unui tomograf la Spitalul din Câmpia Turzii. Deci Spitalul din Câmpia Turzii va fi un spital performant care a existat și va exista în continuare. Dacă îmi permiteți, informațiile de ultima oră sunt că dacă unitatea noastră spitalicească nu se încadrează în sistemul de restructurare, nu va putea beneficia de sprijinul financiar pe care Casa de Asigurări îl încheie în fiecare an cu unitățile spitalicești. Casa plătește actul medical în sine, iar consiliile locale plătesc întreținerea și administrația acestora. Deci este o simbioză între două surse de venituri și probabil că în final vom fi obligați să respectăm această strategie. Deci încă o dată, domnilor, vom avea în continuare spital în Câmpia Turzii și, Doamne ferește, stimați locuitori, să aveți nevoie de el. Bună ziua! Vreau să vă întreb, domnul director, de două cuvinte, ce a însemnat această comunicare? Dispariția funcției de director de la Câmpia Turzii și cam atât? Sau alte funcții de conducere? Care ar fi economia care se realizează prin comasarea asta? O acordare de la creșterea calității serviciilor medicale. Pentru că Turda, de exemplu, dau un exemplu cu secția de internă. Are secție de gastroenterologie, are secție de cardiologie.
fiind medici specialiști, gastroenterologi, cardiologi, probabil și cu siguranță alta va fi calitatea serviciului medical pe specialități. Ce pot să spun, Câmpia Turzii, de exemplu, pe secția de ortopedie, ginecologie, are adresabilitate foarte mare față de Turda. Secția de dializă, iată și... Nu vorbesc de secția de dializă, da, care este unică, deci Turda nu are secție de dializă, avem și secție de dializă, bolnavi dializați sunt aduși aici, am înțeles că la sfârșit din 2012 se va extinde secția de dializă la o nouă locație la Turda, unde fosta poștă, am închiriat deja două etaje, se extinde la 40 de aparate, mai avem numai 8. Adresabilitatea este foarte mare acum cu cei cu insuficiență renală cronică și normal că vor să se extinde. Nu avem local unde să îi asigurăm închirierea și atunci probabil din 2012 se vor muta în noua locație din Turda. Mă scuzați, aș avea și eu o întrebare. Nu vi se pare o ofensă la adresa însuși administrației locale din Câmpia Turzii faptul că această comasare se întâmplă în condițiile în care spitalul din Câmpia Turzii se vede clar că este mult mai avansat față de cel din Turda în condițiile în care are certificare ISO, are atâtea lucrări de reabilitare plus o secție de ginecologie certificată unice. Care este opinia dumneavoastră? Da, pe secții, într-adevăr, suntem cum mai bine pușca la punctul și Spitalul Municipal Turda. El este un mamut, este mare. Probabil au fost fonduri pentru amenajări. Noi suntem un spital mai mic și am avut, în primul rând, sprijinul Consiliului Local. Păi tocmai de-aia spun că este o ofensă la adresa însuși Consiliului Local această comasare în condițiile în care spitalul nostru este puțin mai evoluat decât cel din Turda. Ok, ei au specialiști, dar... Nu pot să iau decizie, însă, dar putea să iau această decizie, într-adevăr, aș menține spitalul de Câmpia Turzii și aș comasa Turda la Câmpia Turzii. Asta vreau să spun. Ce de mersi se vor face în continuare? Mi-ați întâlnit? Miercuri este o întâlnire între conducerea administrativa municipiului și prefectul, care ne va facilita o întâlnire cu ministrul Cecea Filo. Este a treia întâlnire cu domnul ministru. Dânsul susține cu o constanță demnă pentru lucruri deosebite. Faptul că această restructurare va însemna un pas spre performanță și spre creșterea calității serviciilor cetățenilor. Dacă ați urmărit un pic exposeul domnului director, în Turda sunt secții de înaltă performanță și în Câmpia sunt la fel aceste secții tot așa. Specialitățile sunt diferite și dacă un act managerial performant va reuși să creeze o simbioză între aceste secții, cetățeanul va beneficia de o altă calificare medicală pusă la dispoziție. Da. Un patriotism local prost înțeles s-ar putea să ne facă să rămânem în afara sistemului și credeți-mă că în condițiile actuale, fără o finanțare asigurată, înseamnă centrarea activității. Cel mai bine o știe managerul actual, care a simțit pe perioada de când își desfășoară activitatea, faptul că Consiliul a răspuns tuturor solicitărilor dânșilor, dar că, de fapt, fondul de salarii și actul medical în sine a fost asigurat de Casa de Asigurări. Asta înseamnă statul român. Dar domnul Fice, noi am prestat servicii pentru asta. Casa ne plătește numai ce servicii facem, ați avea bani de casă. Dacă nu facem servicii, nu ne dă bani. Asta e. Nu o să portăm un dialog, dar faceți servicii nici fără bani? Nu. Îmi transformă privat.
dar este într-un fel este un sistem. Statul român plătește pentru că încasează bani de la contribuabili. Contribuabilii care sunt aici în zonă, e firesc să aibă pretenții să li se deconteze serviciile. Și atunci, în mod normal, teoretic, spitalul trebuie să funcționeze. Adică nu are logică, exact cum a întrebat colegul. Care e logica? Se desfințează un post de director? Sau unde e economia comasării? Da. Sau... Ați văzut că și actul în medical... textul comunicatului se arată explicit. Interesează mai puțin partea economică a gestului. Și dacă vreți, o să vi-l dau. Și motivează gestul prin creșterea actului medical, calității actului medical. Probabil că la nivel național există unități care nu justifică existența sau nu au grad de ocupare, așa cum există la Câmpia Turzii. Și nu știu dacă este veridică faptul că motivăm, una dintre motivații este creșterea numărului de case pentru bătrâni. Noi în zonă avem, de exemplu, avem 15 locuri la așezământul din Turda, și acum avem 13 locuri ocupate și 2 locuri libere. Deci nu știu dacă în orașele mici există o solicitare atât de intensă pentru aceste locuri. Nu, dar Câmpia Turzii nu era trecut pe lista cu casele de bătrâni. Nu, dar vorbesc că asta este una dintre motivațiile gestului pe care ministrul l-a determinat. Reflecție de spirit la picior de lemn. Posibil. Și nu știu cât o să-l credem, da? Dacă există, de exemplu, secții performante la Câmpia pe, să zic pe un anumit domeniu, ca să-l numesc așa, și pe alte domenii secții performante în celorlalți municipiu, ce rost are comasarea în contextul în care cetățeanul se poate duce pentru dializă la Câmpia, fie că e din Turda, fie că e din Câmpia, și se poate duce pentru, nu știu, interne la Turda, fie că e din Turda, fie că e din Câmpia? Tocmai asta, comasarea în linie generală va fi mai. Pentru că funcționalitatea va fi aceeași, structura va rămâne aceeași la Câmpia Turda și la Turda. Și acum, dacă bolnavul vrea să meargă la Turda, are trebuit să meargă la Turda. În contextul în care comasarea este doar la nivel managerial, de ce, de exemplu, domnul viceprimar spunea mai devreme că să nu se sperie cetățenii că vor avea spital în continuare în Câmpia Turzii? Exact. De ce a fost nevoie să facă afirmația asta? Tocmai la începutul expozitului v-am atenționat că întâlnirea de noastră de astăzi a fost condiționată în primul rând de zvonistica care a fost lansată în piață, în zonă și în media din zona noastră. Am considerat necesar să spunem oamenilor adevărul și să ne motivăm ceea ce afirmăm. Sper că la sfârșitul întâlnirii noastre cetățenii să fie convinși că ceea ce le-am spus noi este adevărul adevărat și finalul care este? Vom avea spital în continuare. Și v-am spus, datorită unei simbioze pe care viitorul managerul va gândi, s-ar putea să avem secții mult mai performante, mult mai bine dotate și cu o calificare cu medici mult mai pregătiți. De exemplu, dacă cineva vine și ne obligă pe noi la Câmpia Turzii acum, să știți că nu avem linie de anestezie asigurată 24 din 24. Nu, dar aveți aparate mai bune decât la Turda. Turda are acest personal care poate interveni la orice oră din zi și din noapte. Deci au o linie de gardă pe anestezie, terapie intensivă, da. Okay, noi avem până la 3. Dar aveți aparatură mai bună decât la Turda. Asta vă spuneam. Da. De preferat ar fi, sau cel puțin așa am înțeles, mă corectez dacă greșesc, de preferat ar fi să nu se produc, să nu intre în programul ăsta de restructurare spitală, să nu se comaseze. Concret, preferați să se comaseze sau nu? Sau care e varianta cea mai bună în două cuvinte? Varianta care se orientează de comasare la nivel managerial este cea mai bună. Rămânem structural cum am fost, iar comasarea managerială, cum a spus și domnul viceprimar, face o simbioză, acum se pot dirija secțiile, medicii, asta tot pentru binele bolnavului. Aș mai avea să mai spun ceva, dacă se permite.
într-o carte apărută prin anii 99-2000 despre focus, despre afaceri, despre management de calitate, se scrie în felul următor. Divergența este care către un management de calitate, nu convergența. Și s-au dat nenumărate exemple. Aici se cam converge. Întotdeauna contradicția duce la evoluție. Ah, ok. Ok. Dacă ziceți de asta, așa să fie. S-ar putea să fie până la urmă doar o problemă de orgoliu local. În condițiile în care spitalul ar urma să funcționeze la fel cum funcționează acum. Părerea mea că oamenii cerebrali nu apelează la o asemenea gândire, dar niciodată între Tura și Câmpia n-a existat o... Bun, dar până la urmă dezvoltarea... adevărată. Bun, dar dezvoltarea asta va fi în comun, pentru că singuri e puțin mai greu. Ați remarcat corect faptul că primii pași pentru o simbioză în zonă am realizat cu compania de APA Riej. La un moment dat s-a încercat unificarea sistemelor de salubritate. Timpul să ne dea răspunsul și așteptăm să vedem evoluția. Și dacă ziceți că aveți întâlnire cu prefectul, cu administrația locală și programați întâlnire și cu ministrul sănătății, pentru ce veți pleda, să zic așa, în fața ministrului? Pentru restructurare este, și respectiv... Este o certitudine că vom pleda pentru rămânerea în situația actuală. Dar dacă ziceți că pledeați pentru rămânerea în situația actuală, mai devreme parcă ziceați că e bine să se restructureze, că atunci se întâmplă alte chestii. Și până la urmă cetățeanul ce să înțeleagă? Ce mai bine pentru el? Deci cetățeanul să înțeleagă că este bine să-i rămână spitalul la dispoziție în locația pe care a cunoscut-o, cu dotările pe care le-a știut, cu medicii profesioniști pe care i-a avut. Restul înseamnă chestii de conjunctură și... Am înțeles că asta oricum așa va rămâne. Respectiv, clădirea nu mută nimeni de acolo, nu? La grune iau aparatele, se pună cheie, închide ușile la spital, se... Dom'le, spitalul din Câmpia s-a mutat la Turda. Va rămâne exact cum a fost până acum. Mă, chestie de management va fi. Da. Cel mai rău caz. Oh, și realitatea că nu... Fondul problemei este unul de conștiință. La un moment dat, dacă conștiința ta nu este satisfăcută în sensul că ai făcut tot ceea ce ai putut pentru cetățeanul tău, să-i păstrezi, chiar dacă nu ești convins că e cel mai bun lucru, dar dacă simți că e vrea asta, trebuie să lupți pentru a-l convinge că ai făcut ce ai putut. Este singura filieră pe care se poate interveni și primarul a hotărât să abuzăm de toate relațiile care sunt pentru a încerca acest lucru. Chiar dacă nu vom reuși, finalul va fi tot unul în favoarea cetățeanului și în favoarea actului medical în sine. Asta este modalitatea pe care încercăm să o adoptăm în perioada următoare. Sper să fie bine oricum. Deci să înțelegem că luptați doar de dragul de a lupta. Nu. De dragul de a... V-am spus. Conștiința noastră să fie împăcată că am făcut tot ce am putut.